Gândește de la cea mai urâtă vreme posibilă pe pământ. Ce ar fi? Un uragan, o tornadă sau poate o grindină puternică care ține săptămâni întregi? O furtună de nisip sau temperaturi extrem de joase? De fapt, orice îți imaginezi, chiar și în cele mai extreme situații, nu poate fi comparat cu ce se întâmplă în afara planetei noastre. Astăzi ne-am decis să vă facem un tur al câtorva obiecte spațiale cu fenomene meteorologice incredibile. Pregătește-te, s-ar putea să ai nevoie de echipament de protecție. Suntem obișnuiți cu faptul că temperatura pe Pământ variază în funcție de sezon, dar pe planeta HD 80606b, asemenea modificări pot apărea într-o perioadă de timp foarte scurtă, mai precis în doar 6 ore. Temperatura crește de la 527 de grade la 1227 de grade Celsius. Deși acest lucru se întâmplă doar o dată la cele 111 zile ale anului planetei, este suficient ca să creeze pe această planetă cel mai extrem climat cunoscut. O schimbare atât de bruscă a vremii produce curenți puternici gonind cu o viteză de 17.700 de km pe oră. Ca rezultat, rotația planetei creează furtuni gigantice care împrăștie căldură extremă pe toată suprafața. Dacă am avea schimbări atât de rapide pe planeta noastră, ar trebui să pleci de acasă cu o geacă călduroasă în timp ce te străduiești, să mergi prin troiene de zăpadă, dar până seara te-ai întoarce pe un soare fierbinte arzător. Imaginează-ți acum cum ar fi ca un vânt puternic să stârnească brusc fiecare deșert de pe planetă simultan cu o asemenea forță încât tot nisipul ar ajunge în aer și ar acoperi complet globul. Sună ca un scenariu de film science fiction, dar aceasta este realitatea pe planeta Marte. Atmosfera de aici este destul de săracă, iar din cauza gravitației, particulele de praf pot ajunge cu ușurință la o înălțime de 60 de kilometri. O scădere bruscă de temperatură pe planeta roșie are ca efect producerea de curenți puternici care pot dispersa nori de praf galben pe toată suprafața pentru 50-100 de zile. Una dintre furtunile globale de nisip de pe Marte a avut loc în perioada septembrie 1971-ianuarie 1972. Atunci nisipul a acoperit întreaga planetă atât de tare încât a reușit chiar să împiedice sonda spațială Mariner 9 să fotografieze suprafața. Dacă s-ar ivi o asemenea situație pe planeta noastră, toate ființele vii ar avea de suferit grav, dar nu din cauza curenților puternici, ci din cauza particulelor de nisip care ar bloca lumina soarelui și care ne-ar obliga să trăim 3 luni într-un scenariu similar iernii nucleare. Dar să ne reîntoarcem la subiectul curenților foarte puternici în timp ce facem o vizită pe planeta Neptun. Viteza vântului aici ajunge la 2400 de km pe oră, aproape de 2 ori cât viteza sunetului. Unele dintre furtunile de pe Neptun pot ajunge la dimensiunea planetei noastre și pot dura între 2 și 6 ani. Dacă am avea o prognoză meteo atât de nefericită, am fi nevoit să ne mutăm în subteran. Dar cu siguranță ar fi o acțiune inutilă. Până la urmă, un vânt cu o așa viteză este capabil să ridice straturile superioare ale solului, nisipul și oceanele în aer, transportându-le pe distanțe foarte mari prin atmosferă. Neptun, bineînțeles, are cei mai puternici curenți de aer din întregul sistem solar. Totuși, după cum știi deja, nu are cel mai puternic vânt din univers. Pe lângă curenții puternici de pe planeta HD 80606b, despre care am vorbit la început, întâlnim același fenomen și pe exoplaneta HD 189733ab. Vântul de aici are o viteză de 7 ori mai mare decât viteza sunetului, dar acesta nu este cel mai rău lucru întâlnit aici. Cel mai mare pericol sunt ploile, care în loc de picături de ploaie au particule de sticlă topită care cad pe suprafață cu o viteză imensă. Nu vei putea scăpa de o astfel de ploaie cu o umbrelă obișnuită, în caz că nu era evident. Pe Pământ, ploaia acidă este considerată cel mai periculos fenomen meteorologic. Acest fenomen dăunează mult mediului din jur. Totuși, dacă ești prins de ploaia acidă, vei supraviețui. Dar pe Venus nu ai nici cea mai mică șansă. Acolo, acidul sulfuric cade din cer, iar din cauza temperaturilor înalte, nici măcar nu are timp să atingă suprafața planetei, evaporându-se aproape instant. Prin urmare, este și mai periculoasă. Acidul sulfuric respirat este mortal, fiind complet intolerabil pentru organismele vii.
Ce poate fi mai rău decât acidul sulfuric? Poate o ploaie de pietre căzând din cer. Acest fenomen este întâlnit pe planeta Carat 7b, localizată la 480 de ani lumină distanță de planeta noastră. Este situată mult prea aproape de steaua ei, la o distanță de 2,5 milioane de kilometri. Cel mai probabil, doar un pol al planetei este îndreptat către stea. Prin urmare, este menținut constant la o temperatură de 2500 de grade Celsius. Apropo, acest lucru depășește punctul de topire al celor mai multe minerale cunoscute. Pe această parte a exoplanetei se află un ocean întins de lavă. Atmosfera planetei este compusă în principal din roci vaporizate, care cad atât pe partea iluminată, dar și pe cea întunecată a planetei sub formă de ploi de pietre. Am putea experimenta și noi acest lucru în 5 miliarde de ani, când Soarele va începe să se expandeze. Ce părere ai despre vremea de pe Titan, luna lui Saturn? Sunt convins că nu vrei să te plimbi pe acolo, pentru că în atmosfera acestui corp ceresc plouă din când în când cu metan lichid și alte substanțe organice. Acest lucru este posibil din cauza unui ciclu care se petrece aici, la fel ca și pe Pământ. Evaporându-se din întinderi de lichide, metanul se acumulează în nori, după care revine pe suprafața planetei Titan în formă lichidă. Unele dintre cele mai incredibile precipitații din univers cad de asemenea și pe stele. De exemplu, pe tânăra stea Hobbes 68, care se află la o distanță de 1350 de ani lumină de Pământ, o ploaie de cristale verzi se produce în mod regulat. Sunt fragmente ale mineralului numit olivină, care pe Pământ este o piatră prețioasă folosită pentru bijuterii. Olivina se formează exclusiv la temperaturi înalte, dar în nori este destul de frig, aproximativ minus 170 de grade Celsius. Aceste cristale se formează probabil în miezul fierbinte al protostelei, apoi se mută spre împrejurimi mai reci, de unde încep să cadă sub formă de precipitații. Pe o altă stea, numită Alferați, nu există precipitații, dar există altceva. Cea mai luminoasă stea din constelația Andromeda este toată acoperită de pete. Există pete și pe soarele nostru, dar ele se datorează câmpului magnetic al stelei. Nu există magnetism pe Alferați, astfel că motivul se regăsește în altă parte. Savanții sugerează că aceștia sunt nori. Mai mult, sunt unici, pentru că nu poate exista un astfel de fenomen pe nicio altă stea. Norii aceștia, compuși din mercur, se formează din cauza distribuției inegale a acestei substanțe în atmosferă. Dacă astfel de nori ar exista aici, pe Pământ, o singură gură de aer proaspăt ar fi fatală. De fapt, orice expunere la mediul exterior de aici s-ar afecta în mod negativ sănătatea. Totuși, pentru a putea observa niște fenomene neobișnuite în stele, nu trebuie nici măcar să treci de limitele sistemului nostru solar. Până la urmă, și pe steaua noastră poți de asemenea să descoperi ceva chiar interesant. Pe Soare, așa numitele tornade magnetice sunt o întâmplare comună. Sunt vârtejuri gigantice de gaz supraîncălzit și plasmă cu o temperatură de peste 1 milion de grade Celsius. Viteza acestor tornade încinse atinge câteva sute de kilometri pe oră. Diametrul lor este în medie de aproximativ 1500 de kilometri. După standardele de pe Pământ, acest lucru este pur și simplu incredibil, dar sunt considerate moderate după standardele de pe Soare. Să ne întoarcem la planeta noastră pentru un moment. Dacă una dintre aceste tornade magnetice gigantice cu o înălțime de aproximativ 200.000 de kilometri ar călători pe Pământ, ar ocupa jumătate din spațiul dintre Pământ și Lună. Totuși, în acest caz, tornada nu ar lăsa decât un ocean solid arzător de lavă în locul unde planeta noastră a fost cândva. Merită menționat faptul că spațiul cosmic are de asemenea vremea sa unică, în mare parte vijelioasă, bineînțeles. Doar că acesta nu este un vânt obișnuit, este un vânt solar, un jet de particule încărcate emanând dinspre Soare și, deși acest vânt reprezintă doar o mică parte din energia solară, dacă o persoană ar fi expusă la el, doza de radiații pe care ar primi-o ar fi în detrimentul sănătății sale. În același timp, prin lovirea de câmpul magnetic al planetelor, vântul solar dă naștere unuia dintre cele mai frumoase fenomene de pe Pământ, aurora boreală.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!